Bine, m-a regăsit prieten cu întârziere, neîntârziere, dar e musai să zicem. Știi, am pus un pic uh, uh, faptele, știrile, atitudinile într-un context, pentru că așa când îți luate de-acolo una, de-acolo de-acolo uh, auzi așa câte una și zici, bă, nu-i chiar așa, băi, acum ce mare chestie îi că, uite, s-a întâmplat asta. Dar dacă te uiți la context, dacă te uiți că totul este rotund, că e o realitate care vine ca un, ca un fel de, de, de bulgăre de la mare, ca o avalanșă peste noi, da, îți dai seama că avem o problemă. 100, 200, 1000 de miliarde de euro, dacă ar primi România în momentul ăsta, tot n-ar avea ce să facă cu acei bani. Pe românește. Să te explic de ce. E vorba de atitudine. Atitudinea vis-a-vis -vis de cum funcționează un ceasornic, un, nu știu, un televizor sau o țară. Da? Pur și simplu nu avem, cel puțin în gena asta modernă de secol 20, nu avem spiritul ăla organizat. Și când vorbesc de organizat, nu mă uit la Germania, nu mă uit la Olanda, nu mă uit la Franța. Ăia nu a avut comunism, zicem noi, da? Mă, uit la Estonia. Estonia a fost Republică Sovietică, dar Astăzi cea mai digitalizată țară din lume. Estonia, care împreună cu celelalte republici au câștigat independența făcând un lanț uman de două milioane de oameni care și da mână cu mână cu mână și acolo nu sunt multe milioane, da? Estonia are 1,5, Letonia e, și cealaltă Lituania, iarăși pe acolo, da? Dar e vorba de atitudine. Bă, tu ce vrei de la secolul 21 până la urmă? Tu vrei numai cârnați cu bere? Bă, atunci vei fi un cârnățar și un berar, da? Vrei inovație? E bine, atunci trebuie să pui un pic și capul și totul la lucru. Și mă uit, din martie trebuiau să primească profesorii din România banii pentru orele remediale. Adică alea care pur și simplu au, au, au consumat un efort și nu mic, da? în pandemie, că acum ni se pare că a, păi pandemia gata a trecut, dar amintiți-vă ce era atunci, ca să pui pur și simplu pe linia de plutire o întreagă generație de copii care priveau speriați și la televizor și la părinți, și s-au trezit dintr-o dată că școala lor e pe un enter. Da? Bun. De? Din martie n-au venit banii Și atenție, nu este vorba de bani. M-am uitat. M-am zis, poate n-are guvernul bani și oricum, dacă n-avea bani, trebuie să vină să spună, mă băieți, ne pare rău, nu avem bani, încercăm să rezolvăm când o putea. Bun. Dar nu e vorba de bani. Este vorba iară de tradiționala, tracogeta, aborigena noastră, situațiune în care știți, păi, să vedeți că acolo nu bate ștampila aia cu avizul ăla și noi am început atunci, am dat ordonanța și au început alea mai repede și să vedeți că o să găsim, să mor eu dacă nu găsim, da? Totul este la viitor. Adică pur și simplu dintr-o bulibășeală birocratică, dintr-o bulibășeală care putea fi rezolvată într-o ședință de un sfert de ceas băieți, cum facem să primească oamenii bani? Că banii sunt aici. Nu. S-a stat, s-a stat, zi, nu zis nimeni nimic până nu a apărut în presă. Noroc că a apărut, cred că în Libertate, a apărut uh, materialul ăsta. Adică noi, bă, pe lângă faptul că nu suntem organizați, și acum vorbesc de lumea politică, nu i vorba de mine sau de tine, că noi ne facem curățenie și în fața porții, ne tunde iarba, dacă e cazul, ne ducem vaca la păscut, etc. etc. Da? Uh, pe lângă faptul că nu avem spiritul ăsta organizat, le și băgăm pe supreș, Lasă că poate nu se află. Lasă că poate, poate, poate. Da? Mă uit după aia la conferința uh, doamnei ministru, Ioana Mihăilă. Eu m-am bucurat când am auzit că Ioana Mihăilă va fi ministru al sănătății. Că mă gândeam, mă, o femeie privește altfel. Uh, Mi-ar fi plăcut ca în unele perioade istorice, toți da, toți conducătorii lumii să fie numai femei. Adică, are, femeia are spiritul la matern și nu ridică sabia atât de repede pe cât o ridică un bărbat care nu-i așa. Bărbatului se trezește repede instinctul de vânător și dă cu sulița după, după mamuți sau cu bombele după alții. Da? Nu. Uh, face și doamna o gafă de începător pentru că România este o sumă de singurătăți. Nimeni nu comunică cu nimeni. Da? s-au obișnuit guvernanții să comunice prin comunicate, prin biroul de presă, prin stufărișul administrativ birocratic nemușănesc da? al unuia care trebuie să iasă în față, să ia el castanele de la presă atunci când trebuie să minte frumos și prins cu minciuna. Da? A plecat la o conferință de presă în Craiova și dintr-o dată, la întrebări incomode, s-a ridicat fără un cuvânt și a plecat. Bă, chestia asta nu se face. Putea să te întrebe gazetarul nu știu, și ce culoare au, era să zic chiloții tăi. Nu știu. Dacă te-ai spălat pe cap. Da? Tu, ca ministru, ești obligat să faci, să înghiți întrebarea asta și să răspunzi. Și o să-ți explic de ce. Un ministru nu este decât pe jumătate om. Cealaltă jumătate este persoană publică. Un ministru, atunci când ajunge în poziția aia, nu, nu, este considerat un fel de un om cu noroc. Doamne, să vezi că venea așa uh, uh, un fel de, de furtună de asta a norocului și exact pe asta l-a lovit trăznietul norocului. Nici gând. Acolo se presupune că există o anumită atitudine anterioară în care da, trebuie să pui și, în ecuația căreia trebuie să pui și comunicarea. Păi tu ca ministru mie trebuie să-mi dai încrederea că ceea ce faci este bine. Da? Sigur, nu trebuie să asculți mereu de mine. Da? De obicei, popoarele sunt împotriva reformelor pentru că reforma pe termen scurt este dureroasă. Și nimeni nu are chef uh, să, să simtă durere. Da? dacă mă duc în ultimul moment la dentist, până atunci iau tot felul de, de medicamente, da, de nu vine cu creșterea la mine. Reforma înseamnă cleștere la, dar după aia ești rezolvat. Da? Uh, dar tu când, când ajungi acolo, ministru, tu trebuie să. Pe lângă faptul că tu trebuie să faci reformele necesare, tu vii acolo cu un bagaj, cum să zic eu, de. Știi, trebuie să îmi trebuie să dai încrederea că, băi, lasă-o venită asta și o să fie mai bine. Când te ridici dintr-o conferință de presă și pleci așa, tamne fără un cuvânt, nu mai vorbesc de ce au crezut medicii și cum au privit medici, asistentele, personalul medical, tot, farmacist. Toți cei care sunt implicați în chestia asta de vindecare. Întreb cum o priviți și ăștia, oamenii ca mine, ca tine, tâmplarii, gazetarii, profesorul, ciurdarul satului. Adică, se uită și își face cruce. Uai, Doamne. Și asta e că Da? Înțelegeți? Și aici vine totul dintr-o dintr inexplicabilă lipsă de asimilare a definițiilor din politică, din societate, din democrație. Vă amintiți că tot, eu am mai zis odată, bă, mie mi se părea atunci când se vorbea înainte, da, despre spiritul profund democratic, mi se părea, aveam, eram un țâșbâș de 30 de ani și plecam prin, coheream prin Parlamentul European, mi se părea așa un fel de limbaj de lemn, nou limbaj de lemn, știi cum e la francez, romanul francez, nou roman francez și nou nou roman francez. Nou ăsta era ceva de genul nou nou limbaj de lemn. Nu e așa. Spiritul primar democrat, spiritul ăsta profund democratic, eu l-am văzut într-adevăr în Occident și la câțiva și aici. Da? Spiritul profund democratic, știi cum unde se vede? Când se distilează omul politic, da? își distilează atitudinile în fața provocărilor, în fața inconveniențelor, în fața lucrurilor care pe noi, în mod normal, ne-ar stresa. Și el rămâne ferm, rămâne vertical, înghite cât e de înghițit, că omul politic, până la urmă, are și menirea asta, da? să ventileze tot felul de, de aspirații, frustrări, atitudini, etc., ale noastre. Da? Și rămâne ferm. Să fugi așa de la o conferință de presă, să ascunzi până acum că nu ai trimis banii către profesor pentru roluri remediale, mi se pare că intrăm într-un derizoriu de de un borat cu ștaif. Știi, ați văzut filmul ăla, Borat, când începe să danseze târli târli, 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 acolo în noroaie. No, acum nu mai dansează în noroaie, ci acum dansează ascunși prin debaralele ministerelor. Fericit! Ai, ce bine îmi pare! Ce bine îmi pare! că nu ne-au prins ăștia, că n-am dat orele banii pentru orele remediale sau că nu a fost scandalul mai mare cu plecata noastră de la minister, de acolo, de la conferința de presă. Bă, nu putem cădea mereu în derizoriu. Și te uiți, uite, mă plimbam astăzi cu cu, 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 fiul meu, da? Am venit pe chestia, pe centura asta de diamante, îi se a Clujului, și au început să înverzească totul și uh, erau așa, sălbatici, pe ziduri, mici uh, colonii de maci, lângă tot felul de iedere. Pară sta splendide. și la un moment dat ne-am trist așa amândoi, cum veneam așa din viteză mașină și am zis, mai țin minte, așa ceva era în Franța. Locurile la care ne plăceau nouă în Franța și care ne plac în Franța, brusc se transportaseră, nu știu cum, da? aici, în, lângă Cluj, la 10 km. Și de ce spun asta? Pentru că nu merităm derizoriu ăsta, știi? Totul lucrează pentru tine, începând de la de la, de la relief până la, până la lucrurile faine pe care le vezi în drumul tău, bă, totul e băgat sub preș, totul e băgat în derizoriu. De cine? De câțiva oameni care nu sunt în stare să-și spună și să ne spună adevărul. Înțelegi? Mă uitam la... Ți-am zis de Estonia la început. Bă, bă, tată, este un domn din Republica Moldova, a făcut și de, de, diplomația, a fost și, și e, ambasador, s-a mutat până la urmă de vreo 14 ani în Estonia. Păi ce povestește omul ăla despre școlile din Estonia, Începenește. Acea Republică Sovietică, fost Republică Sovietică, de la care te aștepți, nu, nu e așa cum e Moldova, vai de capul ei, cum suntem noi, vai de capul nostru. Nici gând. S-a resetat, s-a restartat toată țara. Da? O depășit inclusiv Finlanda, în testele PISA, Finlanda de la care ei o lua modelul. Da? Te duci copilul la grădiniță, nu stă acolo între patru pereți și auzi despre el că e la 20 de kilometri să li se explice niște, hai să-ți arăt niște urme de animale să-ți explica, să-ți explica în natură să înțeleagă mediul din care ei înșiși fac parte. Adică o pur și simplu faci pe copil cetățean. Noi creștem locuitori, locuitori și contribuabili. Opa, te-ai dus la muncă, taxe 43%, 42%, da? Nu suntem în stare să să, să distilăm noi ca să reiau cuvântul frumusețea aia a traiului în țara asta, știi? Care nu-i urâtă, nu-i cea mai urâtă din lume, ba din potrivă, nu-i nu cea mai moșcoșă, ca să folosesc cuvântul ăsta ardelenesc, mai dur decât murdară, da? Adică are, are... e ca o... e ca o fată foarte faină, bătută de tot felul de golan din sat, cu hainele rupte și înșlap de a chinezești de plastic, fugind undeva de cineva. Dar ea în sine, E o frumusețe, sau ar putea fi o frumusețe. Înțelegi? Cam asta e țara despre care vorbim noi. Da? Și compară cu, cu tot, da? cu Estonia. Ți-am arătat. Compară cu, cu toate comparele. Da? E, și îți mai dau un ultim exemplu. E, ca să nu-ți se pară că am exagerat cu, cu, o frumusețe bătută, fugind pe, prin colbu satului de Golani. Da? Avem monumente. Ia uite aici, nu suntem în stare să reparăm noi de ce să reparăm noi mauzoleul ăsta extraordinar din Banat? O, oh, dar de ce? Că de ce? Pentru ce să dăm cu Da? Nu. Trebuie să vină un prinț, dar nu din Levant, îndrăgin vânătoarea, da? Un prinț care vine din Marea Britanie și care are strămoșii aici, prințul Charles are strămoșii în Ardeal și care o înțeles că dacă vrei să faci încet, încet, să repari o țară, să, -i, să -i, îi... îi Amorțește un pic durerile, trebuie să începi tu în sus. Și atunci ambulanța monumentelor se va ocupa de minunatul uh, mauzoleu din Banat. Uh, ca să nu comentez eu că s-ar putea să pară dureros, iară vine Sabin German cu de-astea, uh, îți las ce zice Dan Negru, da? care au crescut acolo la bunici, despre ce ne-au lăsat nouă austriecii, și cum am știut noi să prăbușim tot. E, și nu numai nouă. Cum ne-au lăsat nouă ceilalți, că în Oltenia le-au lăsat ceil ceilalți niște cule. Sunt vreo tri sau patru renovate. În Moldova sunt niște castele, nu știu dacă e vreo unul renovat. Peste tot cineva a lăsat ceva. Și am venit noi și cu o indiferență de, de de, boier, înțelegi, cu luleaua după el, am zis, ni se cuvin. Și am plecat și-a încălcat într-un, puneți voi rima ca să nu par nepoliticos. V-am pupilizat!